Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Atenția întregii lumi este concentrată pe operațiunile de salvare a victimelor celor două cutremure care au lovit două țări, trebuie neapărat precizat, și Turcia și Siria, și pe operațiunile de salvare concomitent, adică imaginile care fac în conjurul planetei nu mai sunt cele despre ofensiva rusească, nici despre masacrul de la Bucea, nici despre cum să zic, câinele Vasile al ucrainenilor care a preferat să-și mănânce laba nu va să nu cadă prizonier la ruși, la americani putea să cadă prizonier, și de la cutremur. Ia să vedem așa câteva imagini date de Euronews. Sunt întrebat, sunt rugat sau somat de ce nu comentez. Stimați telespectatori, la 75 de ani ce să comentez? Eu sunt un om care cred în destin. În destinul, nu știu, dar de Dumnezeu, destin. În consecință, nu mă pune să comentez pentru că nu pot să spun decât că așa a vrut Dumnezeu. La cutremurul din 1977, eu am scăpat. Eram la biblioteca BCU, atunci biblioteca universitară nu era încă dărâmată, la sala profesorilor, deci că eram redactor șef adjunct și nu eram cu studenții, dar aveam chiar, era la sala profesorilor, erau niște colecții care veneau numai acolo și țin minte că am plecat de acolo înainte de cutremur. Am mai scris când am ajuns la Piața Unirii, când mă duceam spre șosea Alexandriei, s-a pornit cu tremurul și nu o să uit acest lucru, nu știu. Pe mine m-a șocat cuvântul cu tremur. Nu că faptul că se cutremură. Cu tremur, adică deodată din ființă, din ce vrei, din personalitatea mea, ideea de cutremur, cuvântul, da? Nu mi s-a întâmplat nimic, mă rog, eram la Piața Unirii. La vremea era un fel de hală, dar oricum nu intrase. Am mers pe jos chiar până acasă, până șosea Alexandriei și de-abia acolo, ajuns acasă, am aflat că a fost un dezastru în centru și m-am întors apoi, cred că tot pe jos, până în centru și am mers aproape, cum să zic, jumătate de noapte, adică noaptea să vedem ce a fost. Deci așa am trăit eu cu tremurul și mereu, amintindu-mi acum că Doina Badea, unii din oameni au murit. Deci, amintindu-mă încă o dată și vă spun încă o dată ce înseamnă destinul, ce înseamnă Dumnezeu, Alexandru Ivasiuc era pe stradă, era aproape de sala Patria. Și se terminase cu tremurul și s-a dus la un telefon public de pe perete să spună acasă că a scăpat. Și în acel moment a căzut o placă în cap de sus și a murit. Deci încă o dată, aici
nu vă spun, știu că omul își face destinul, cum spunea Bulgacov, cum spunea diavolul în Maestru și Margarita, nu ne putem planifica nimic. Asta este. Dacă depinde cum nimerește. Eu însă voi citi pentru dumneavoastră, în loc de comentariu, un fragment excepțional, excepțional din Frațișder despre cum a fost perceput un cutremur pe vremea lui Ștefan cel Mare, deci 1456-57, mai țin. Hai să vedem. Foarte interesant, foarte. Bun. Deci ei descriu că erau acolo în curte la Suceava și deodată capitanul de Simen, ăsta era capitan de acolo, a avut o tresărire. I se păru că s-a clătinat, deși era liniștit în toată făptura lui bine legată. Ori se mutase pieziș față de stâlp călugără surbă, era un călugăr care era adevărul. Dar între monah și stâlpul privorului păruse a se mișca pieziș față de stâlp turnul de pe râpa dinspre târgul Sucevei. În aceeași clipă adâncimile, aici vine genul, în aceeași clipă adâncimile subpământene ale cetății zloboziră un freamă depărtat de năruire. Petre Hărman primi prin tălpi simțirea acelui vuiet al afumului. Ce înseamnă? Cred că aici... Când a scris asta? Stați un pic, foarte important. Vă spune de unde știa Sadoveanu cum funcționează un cutremur. Ia să vedem. Așa. Când a fost izvorul alb? Când a fost scris izvorul alb? Nebunesc. Nu, știu că mai e. 5, 3, 4, 7. Ia să vedem. 3, 4, 7. 36. Credeam că a fost scris după cutremurul din 40. Este genul cu Sadoveanu. Genul Sadoveanu a făcut ca să scrie o carte crangă de aur despre Bizanțul împărătesei Irina, fără să fi fost vreodată la Bizanț, la Istanbul. Deci omul Sadoveanu descrie ce cutremur, deci 36, când o fi trăit el cutremur. Uitați încă o dată. În aceeași clipă, adâncimile subpământene ale cetății sloboziră un freamă depărtat de năruire. Petre Hărman primi un personaj, prin tălpi simțirea acelui vuiet al afundului. Cuviosul monah Timotei privi nedumerit fața schimbată oceanului și începu a râde. Chiar atunci, dinspre partea palatului unde era gangul ce ducea la spătăria cea mică, zvâcni frumos în lumina soarelui amiezii o arătare firavă, brâncind într-o parte și în alta a prozii zăpăciți. Era călugurul cel nebun Stratonic de la Mănăstirea Neamțu. Răsuflând odată cu puterea aerului liber, se opri ca să privească dacă toate ale acestei lumi sunt încă în ființă. După aceea, ca și cum ar fi fost ars de un șfig de foc, pornind goană spre privorul capitanului Hărman. Când cutremurul se desluși de plin, ca o unduire de vală în toată cetatea, cuviosul Stratonic căzu cu fruntea la pământ în pulbere. Apoi se ridică în genunchi cu brațele înălțate, privind halucinat spre un Dumnezeu al răzbunării în adâncimea cerului. Cuviosul Timoftei otrăvi și el de aceeași groază fără măsură al călugăr de drumul răgnetului pe care celălalt nu putut să-i elibera. Ne prăpădim, vine sfârșitul lumii, urlă cu disperare călugărul sâr și bătu și el metanii sorbind în gură nisip și amestecându-l în măsele. Da. Apoi vine câteva clipe, freamătul pământului conteni. Era fusese replica acum. În palatul domnesc se stârni larmă. Câteva țipete de femei sfredeliseră ganguri. Țipete care sfredeliseră. La cămările slujbașilor domnesc se țeseau alergări fără noi. Vedeți, se țeseau, ce verb, da? Boiernași cu capetele goale, unii cu sabia în mână, se îmburzau la uși. Simeni, ăștia erau ostași de gardă, la odăile lor se băteau la praguri și în ferestre ca să iasă la lărgime. Al doilea val al cutremurului scutură pământul cu mai multă putere și mai îndelung decât întâia oară cu aceeași detunete subpământene.
În cornul desperăsărit al cetății, turnul numit al nebuisei își lepădă în râpul o aripă, își lepădă foarte frumos, cu mare sunet, și clopotul lui dădu zvon prelung, atins ca de zinții unei aripi a Domnului. Da? Bate clopotul, se dărâmă cetatea, se tângâia monahul. Vai, ce descriere extraordinară! Bun. Așa, și mă rog, iese vodă și spune în vremea aceea, la sfârșitul anului 1471, Maria sa văd, avea înfățișarea încă tânără, deși frunte pleșuvise întrucâtva și în plete, avea semănat argintul cărunțeții. Era cu capul gol. Purta strai de catifea roșie. Capitanul de Simen veni în fugă piezis pe Maria sa. Așa. Și zice Maria sa, nu cumva întrebă Maria sa privind cu strășnicie spre oștenii bunici la vederile lor, nu cumva trebuie să chemăm și niște babe de sub cetate ca să descânte și să afume cu păr de lupă simenii tăi. Vă spunea să fie ce fel de soldați erau ăia, da? În vremea asta, foarte frumos, și ragul boierilor îmbrăcați în haine grele se desfăcut din gangul spătării în lumină, având în frunte pe preasfințitul mitropolit Teoctist. Și aici vine Sadoveanu, genul Sadoveanu. Pe obrazele tuturor se încrețea acel dumnezeesc semn al spaimei pe care omul îl ține de obicei ascuns în sine. Glasul veșniciei și al morții sunase din adâncuri spre pacea neclintită a cerului. Domnul izbutise să știe sub zâmbetul jocoritor din afară zbuciumul lăuntric. De asemenea, privind în tăcere pe boierii săi, își domolea gândurile și îndoielile de prevestire care legau întâmplarea aceea catastrofală cu alte întâmplări năprasnice din anii trecuți. Atenție, genul Sadoveanu! Destinul ne pândește din umbră în fiecare clipă. În fiecare clipă putem trece ca acest glas din cer. Vai ce! Vai ce! Sadoveanu! Sadoveanu! Eu am spus! Nu, nici o echipă de televiziune de acum, nici un ziarist, nici ăsta nu poate să trezească această înfiorare pe care o trece descrierea unui cutremur de pe vremea lui Ștefan cel Mare de către de marele, de genialul Mihail Sadoveanu. Bun. Să trecem acum la, era să zic, oile noastre. Am fost la domnul ministrul mediului, Țanțoș Barna, sau nu știu. Până a fost la emisiunea lui Robert Tucescu de la podcastul de Evenimentul Zilei și acolo ne-a dat un breaking news. Ia să vedem. Imediat. Și lupul care atacase poneiul doamnei președinte l-au prins? l-a împușcat. L-au împușcat? Da. Păi nu știu dacă nu, zice, era mare fierbere că nu-l găseau, lupul care, Da, știi de lupul da, care a mâncat poneiul lui da, Adam? da. Deci, Ce mă miră pe mine este că Robert Tucescu, am aflat de alții, nu m-a anunțat. Păi, a fost împușcat lupul care a mâncat poneiul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Vreau să vă întreb, eu sunt convins că lupul, așa mi-l imaginez eu. Păi, e totuși, e lup neamț, nu este ca Scholz. Că nemții de acum. Lupul ăsta neamț a rămas ultimul neamț din această lume în care săracul cancelarul opărit, cum să zic, îi spune Zelenski, vreau niște rachete. El zice, oh, rachete, nu vreau, nu vreau. Bine, mă trimite în rachete. Bun. Ajungem la un moment foarte important și, nu știu, adică vreau să-l tratez ca un, din punct de vedere profesionist. Deputatul USR Claudiu Năsoi, fost ministru al economiei, s-a prezentat luni la Direcția Națională Anticorupție. Da? Iată să vedem. Nu, așa. Și a ieșit de luni. Suntem de acolo și a susținut că a fost convocat ca martor în calitate de fost ministru al economiei și că domnia sa ar fi arătat că era ministru al economiei o serie de nereguli la Roma. Până aici bine. Având în vedere că domnul
Claudiu Năstase este un politician, este un lider al unui partid, chiar fiind el de opoziție, și a fost ministru al economiei. Normal era ca după vizita domniei sale la DNA, DNA să dea un comunicat. În cadrul dosarului cu tare, ăla cu Victor Pițurcă, a fost convocat ca martor domnul Claudiu Năsui. Sau ca acuzat, nu știu, sau ca vizitator, sau ca să ne dea o bere. Urmare a acestei absențe a precizărilor s-a ivit un mare scandal, și anume domnul Claudiu Năsui a fost la CNA și l-a apărât pe domnul Mihai Gâdea. Ia să vedem. Bună ziua! Sunt acum în fața CNA, unde am depus o plângere împotriva postului de televiziune Antena 3 și domnului Mihai Gâdea pentru minciunile calomnioase pe care le-au adus la adresa mea, fix în ziua în care, mare coincidență, am pus declarații pentru marea afacere cu măști care a fost în timpul pandemiei. Sper ca lucrurile acestea să fie investigate cu adevărat de CNA. În orice caz, nu mă opresc doar la CNA, o să îi dau și în judecată, pentru că există și posibilitatea aceasta în România și eu cred că ar trebui folosită mai des, mai ales că jurnalismul înseamnă să critici, înseamnă să informezi, poți să fii și părtinitor, nu m-ar deranja, dar jurnalismul nu înseamnă să minți cu bună știință, să dezinformezi. Asta nu mai este jurnalism, astea sunt niște linii roșii care au fost trecute, n-am absolut nicio problemă dacă domnii vor să susțină pe cei care au făcut afacerile cu măști, dacă vor susține politicienii din spatele lor, e absolut treaba lor, dar toate lucrurile își au o limită în momentul în care încep minciunile pure. Nu este prima campanie de presă bazată pe minciuni contra mea, din păcate simt eu că nu va fi nici ultima, în orice caz nu mă opresc, voi continua și vă voi ține la curent cu tot ce voi face. Asta. De ce a fost domnul Năsui la CNA? Ați văzut? Pentru că domnia sa susține, pentru că cu o seară înainte Mihai Gâdea a prezentat la sinteza zilei un document, și o să vedeți imediat, potrivit căruia domnul Năsui a fost chemat ca inculpat. Așa spune domnul Gâdea, a prezentat și documentul. Ia să vedem. Aia ce dau eu cu minciune e luat după Facebook-ul domnului Claudiu Năsui. Pe ecran. Că este urmărit penal pentru fapte foarte grave. Bun, deci avem așa. Mihai Gâdea a prezentat un document de acum, o reprodus de la DNA. Problema este felul următor, stimată. Nu știu. Poate documentul e adevărat, poate nu e adevărat. Problema mare care se pune este cum își permite normal era ca imediat și a doua zi când domnul Gâdea a dat acel document, DNA să dea un comunicat, măcar acum, marți, în legătură cu speculațiile din presă sau cu informații apărute în presă, precizând că domnul Claudiu Năsoi a fost chemat în calitate de martor, cum spune domnul, dacă era astăzi, domnul Năsui, sau în calitate de inculpat, cum spune domnul Gâde. Nu se poate. Adică, totuși, până la urmă, ceva e în neregulă. Încă o dată, DNA era și sau este în continuare obligat să precizeze. Domnul Claudiu Năsui, n-am nicio simpatie pentru USR, este totuși un politician, o persoană publică. Este absolut incorrect ca tu, DNA, ba chiar este o ticăloșie, tu, DNA, să nu precizezi. Pentru noi, dacă domnul Claudiu Năsui a fost chemat în calitate de inculpat, ei n-au dat nicio precizare, atunci dădeai comunicatul ăsta, nu văd nicio problemă, de ce să nu dai? Dacă a fost chemat în calitate de martor, dădeai și asta. Ce este secret? Oricum, domnul Năsui a fost la DNA, da? Domnia sa susține că a fost în calitate de martor, Mihai Gâdea invocând un document, repet, invocând, l-ați văzut și noastră, dă că a fost chemat ca inculpat și în aceste condiții tranșarea trebuia să facă rapid. În primul rând că n-ar fi fost posibil o asemenea controversă dacă DNA dădea imediat un comunicat.
în cadrul dosarului, adică nu văd ce era secret, de ce a fost chemat domnul Năsui. Dacă încep să cred că cei de la DNA fac niște jocuri politice de imagine, ei sunt obligați încoate să precizeze. Dacă a fost chemat în calitate de inculpat, deși, ca să fiu sincer așa, prea face gălăgie domnul Năsui, nu știu, ceva e neregulă. Adică prea se duce la CNA, face acest război, întreb că nu asta, nu știu, zi logică, adică nu cred că are atâta tupeu încât să spună, să spună că s-a dus și l-a părât pe Mihai Gâdea că minte, da? În condițiile în care el a fost inculpat. Ceva e în neregulă, atunci trebuie să lămurim. Documentul pe care l-a dat Mihai Gâdea e adevărat? E adevărat. Cine i l-a dat? Adică nu se poate, nu ne putem juca. Și aici ne tranșa foarte clar DNA. Nu era nicio problemă dacă DNA spunea până la ora actuală, uite, 12 noaptea, sau mare, domnul preciza și gata, terminăm discuția. Dacă era inculpat domnul, zicea, băi, inculpat, treaba lor, nu știu ce a fost. Deși, dacă vreți să mă credeți repede, neavând minimă simpatie, este greu de presupus că un ministru USR să sprijinea pe, decât numai dacă amândoi erau ofițeri, pe domnul Țuțu. Da, repet, încă o dată se vede că instituțiilor noastre de forță puțin le pasă de comunicarea publică. Era o chestie să dădea comunicare, nu înțeleg de ce nu s-a dat și nu înțeleg de ce USR nu cere. Nu trebuia să ducă domnul Năsui la DNA, da? La CNA. Ei trebuia să spună, domnule, stimați, bă, precizați cum a fost, adică și aici o ciudățenie. Acum am dat seama. Domnul, cel despre care Gâdea a spus că a fost inculpat, chema că e inculpat, primul lucru trebuie să spună, domnule, somez DNA să spună în ce calitate a fost chemat. El nu, el se duce la CNA. Păi și dacă mâine DNA dă comunicat că a fost chemat ca inculpat, dacă nu dă ceva, e neregulă. Pentru că nu poți să chem pe cineva să convoci ca inculpat sau ca suspect sau și tu să nu dai publicității acest lucru. Nu poți să admiți că cineva este acuzat că nu a venit ca martor și că minte că spune ca martor fără tu, ca tu să precizezi. Bun. Da. La Ionuț Cristache luni am avut un dialog, mă rog, și printre altele s-a abordat o temă, mă rog, interesantă, și anume domnul Ionuț Cristache a pus două din înregistrările de la comisii ale unor trimise ICR la în serviciu în străinătate. A pus din nou pe doamna aia de la ICR Londra, pornind de la o știre din Libertatea că DNA s-ar fi implicat în afacerea chirii primite de domnia sa, nu, faptul că s-a văzut povestea, și apoi, ca o noutate, o audiere a domnului Gându, așa se numește, pentru a fi trimis director la ICR din Portugalia. Eu am ascultat și acum vă spun, o să vedeți imediat și țin să vă precizez că am folosit prilejul acesta spunând că ce m-a uimit la cei doi nu e faptul că nu sunt intelectual, eu nu cred. Poate să fie și tâmplar. Și lipsa de seriozitate cu care s-au prezentat cei doi la comisie și lipsa de seriozitate cu care ei au acceptat funcția. O să vedeți, deci, mă, telespectator, nu se poate, te numește, pe bune, pe drept sau pe nedrept, director la ICR, ICR Lisabona. Cum spune, o să vedeți, domnul Cristache, domnule, eu dacă eram numit, și eu vreo două săptămâni eram obsedat de funcția aia, unde mă interesam, unde ICR Lisabona, ce fac ei acolo, unde credeți că... Era vorba de mese, funcția pe care o preluam eu.
Lasă la o parte faptul că când vii la o comisie, nu să te pregătești. Ei, iată acel fragment din emisiune unde reiau această chestiune. Domnul, stimați telespectatori, înseamnă că oamenii aia erau atât de siguri de ei. Adică oamenii aia considerau că li se cuvine sau, nu știu, plătiseră ceva pentru că, repet, în mod normal. Și dacă ești pe bune numit, să zicem, domnul Gându, poți să te prezinți așa în fața unor oameni, nu știu, eu, cum am zis, și dacă eram chemat la comisia care se ocupă de presă să discut ceva despre presă, chiar mă pregăteam. Interviurile astea pe care le fac eu marți seara, vă să vă spun, sunt un coșmar pentru mine. Îmi produc cea mai mare emoție. Eu am emisiune în fiecare seară. Faptul că e o emisiune la care eu sunt moderator și eu trebuie să pregătesc întrebările, îmi dă mie un stres zil de dimineață, de marți, mai mare decât în toată săptămâna cu cealaltă emisiune. Că așa sunt eu. Bun. Hai să vedem dialogul de la Ionuț Pistache, da? Rămâne. Înainte să-l dăm pe domnul Blanco, hai să vedem, să ne aducem aminte de doamna. Cum a fost audiată doamna? Și vreau să vorbim un pic, domnule Cristoi, despre rețeaua prostiei, imposturii, rușinii de la ICR. Să mai povestim o dată, că știți care e faza? Subiectul ăsta nu există în presa, domnule, în presa plătită de partide și așa nu există. Hai să-l facem să existe cumva, că nu se mai poate cu impostura. Hai să o vedeți pe doamna la audieri și după aia avem un moment și mai bun de în urmă câteva zile, că avem o nouă stea pe firmamentul ICR, de data asta la Lisabona. S-a dus unul tot așa, de la APE, ceva mega pregătire pe cultură. Doamne, toți, vă zic, e mai praf decât Ciucă. Ciucă mai face un trenuleț din 3-4 cuvinte. Ăsta de la ICR Lisabona, nu, două, da. Mult. Hai să o vedem pe domnișoara mai, să ne aducem aminte. Bună ziua tuturor! Mă numesc Catinca Maria Nistor, absolventă a Facultății de Drept, absolventă a London School of Economics. M-aș fi curios să aflu care ar fi principalele două obiective pe care vi le-ați fixat pentru acest mandat, dar obiective nu ceva la modul general, ci ceva foarte concret și eventual măsurabil. Sper să înțelegeți rezerva în a vorbi despre acestea. Orice obiective concrete aș avea eu pentru anul acesta, trebuie să respect programul deja implementat. Eu am niște idei, dar nu vreau să vorbesc fără înainte. Știți că nu-i secret, adică totuși când mergeți într-o asemenea poziție trebuie să aveți niște... Dacă spuneți că vă veți ocupa de obiectivul existent al echipei, înseamnă că știți. Am luat legătura prin domnul președinte, știu în mare lucrurile. Strategia de anul acesta. Avem un candidat. Mie mi s-a părut foarte în regulă ceea ce a spus, pentru că domnia sa nu poate să-și depășească atributul. Mie mi s-a părut foarte în regulă ceea ce a spus. Deci vă propun un vot favorabil. Cine este pentru? Vă rog să numărați cu atenție, da? Deci avizul este unul favorabil. Vă mulțumim și vă mulțumim succes. Așa, asta a fost audierea, domnișoare, i-ați văzut. Dați-mi, îmi permiteți un comentariu. Da. Problema, acum, am mai văzut. Ia sunetul. Așa, lasă-l, așa. Problema de aici este felul următor. Este lipsa de orice atenție pe care a acordat-o ea postului. Da. Păi stați-ne lămâi. Deci hai să le spun, nu știu. Ea s-a dus acolo sigură că ea votează, ridică păi mâna și pleacă nu, dar cu... dacă era sigură, domnule, că eu dacă mă duceam, nu dormeam două nopți, mă pregăteam. Da. Deci ea nu s-a... Dă-mi coată. Păi stați un pic, asta e și mai grav decât că știe sau nu știe. Bun, a pus-o, da? Nu știu, mă trimite pe mine la nava, la nave, da? Bun. Păi totuși, înainte de asta, mă voi duce în fața unor oameni. În fața dracu, poezia nu, asta, corect. Chiar, domn, nu poezie, dar chiar dacă nu te duci acolo. Băi, hai să văd și eu ce-i cu institutul ăla de la Londra, da? Ce planuri are, că poți să vezi, că nu sunt secrete. Ce bani are și-i mânca pe ăștia, da?
Păi, au fost până acum proiectele cu tare, cu tare. Dacă îl mai ieși, enumera vreo câteva în engleză... Îi termina pe aia, e leșina, da. Dar acum, adică... Deci nu înțelegeți că mai grav decât toate, asta mi-a venit ideea. Acum, este momentul că nu se pregătește, da. Nu se poate. Maniera jalnică în care au tratat audierea. Păi nu, siguranța că vor fi. Și asta, da. Păi de aici, asta de spune cu... că nu vor face nimic, pentru că, repet, te da. Poate trimite, bă, dar înainte de a mă duce. E un examen până... Bă, dar chiar înainte, domnul, ascultați-mă. Dar e în văzul lumii, naiba, înveți și tu înainte să legi. Înainte de a fi trei idei. Păi nu e pentru asta. Dacă eu mă duc la un post, dacă mă chemați dumneavoastră aici, operator, mă pregătesc, văd și eu ce e. S-a prinde o cameră, cum păi nu, dar normal. Nu de altceva, dar cum vin eu la serviciu și eu nici nu știu unde e. Hai să vedeți totuși în România educata lui Klaus Iohannis, știți, România, acel scremut de 8 ani de zile, scremut prezidențial, care nu mai vede lumina zilei. Așadar, în această țară, cu girul PSD, mai avem un reprezentant de seamă a domnului... Ați auzit vreodată de Dinu Gându? Nu, eu, când mi l-ați trimis, am crezut că e de anul trecut. Nu, e proaspăt. Domnul Dinu Gându, o să vedeți imediat prestația domnului. Hai, ce, de fapt, ce hai, să vă povestesc, hai cu play-ul. Dinu Gându. Vă rog, domnule... Bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că ne acceptați, ne-ați primit la audieri. Este foarte important să pleci de la drum cu o echipă care deja are repere foarte înalte și o experiență foarte bună în dezvoltarea strategiei propuse de ICRL. Parcursul nostru este foarte departe de domeniul cultural, care este exemplul cel mai clar de activitate similară cu cea pe care o veți avea de făcut la Institutul Cultural Român din Sabona, respectiv management cultural. În scrierea CV-ului am scris doar tehnic pentru că n-am vrut să ocupe foarte mult spațiu. Ați menționat că veți promova autori români la lansări de carte. Ce autori aveți în vedere? Sigur, evident că pot să enunț acum două, trei nume, dar nu ar fi corect. Deja ICR Portugalia are deja pe anul 2023. Cred că nu mai pot interveni. Vă mulțumesc, domnule Gându, ați obținut aviz favorabil. Succes în activitatea noastră. Mulțumesc. Bravo, domnul Gându, cel mai bun. Domnul Gându, ați văzut, domnul Gându, care în mod paradoxal nu prea are gândurile adunate, nu le are la el sau nu le-a luat la această audiere. Mai dă-l, mă, dă-l în buclă să-l vadă lumea pe domnul Gându. Și între timp citesc eu, spicuiesc din CV. Sunteți pregătit? Ce? Așa. E director, atenție, nu e... Da, domnule, e director... Da, e cel care va gestiona activitatea culturală a Institutului de la Lisabona. Domnul Gându. Așa. În 2001 a absolvit cursurile Facultății de Arhitectură Navală din cadrul Universității Dunărea de Jos. E de la Galați. De Navală? Da, e ca doamna Ade. La navele, nu, aia era comandantă. Da. Deci a început în 2001... A făcut Arhitectură Navală. Da. Când a terminat, ce a făcut? Că aici e foarte interesant. Și a fost președintele Ligii Studenților. Da, bun. Bă rog. Așa. N-a fost să fie cu asta cu proiectantul, pentru că a ales să facă master în management politic. Deci imediat cum a terminat-o pe asta cu... Același destin ca și Leca. Ați observat? Da. Deci ei nu fac meseria lor, ci fac management politic. Da, e Deca, domnule, nu e Leca, că m-am lipsit și eu de la dumneavoastră. Ligia Deca. Deca, Leca, tot la fel. E aceeași chestie. Da, Deca. Stați că am pierdut acilișa de unde vă citeam. Așa. Deci e ca doamna Deca. Ce-a făcut managementul post? Școală. Da. Și? La Institutul Academic Post-Universitar Ovidiu Șincai din București. La PSD, da. Și scrie singur în pagina de LinkedIn că a avut cele mai bune note. Bun. După asta ce-a făcut? După aia sunt menționat o sumedenie de instituții de învățământ superior din întreaga lume, Duke University, University of Geneva, de unde au obținut diverse calificări în același domeniu, cel de științe politice. Dai seama, a trecut pe acolo, pe în față, pe la Sorbonă. Acum, da, exact, a făcut cu mâna de la geam, de la autobuz. Când a luat double decker-ul și s-a plimbat până în oraș, a făcut cu mâna la universitate și da. A lucrat peste 10 ani la Casa de Cultura Studenților. Ce poți să faci la Casa de Cultura Studenților? Păi, dar nici nu mai sunt casele de cultură. Să zicem că sunt, nu știu, un băicoi, e o casă de cultură, să zicem. Da, sunt. Și domnul Gându ar fi lucrat în băicoi.
Ce făcea la casa? Ce făcea la Casa de Cultură din Băicoi? Păi, ce... dar nu la gala, ce făcea la... Păi nu ne zice. Și la Universitatea Dunărea de Jos. Și? Da. La nivel central, adică a fost și pe București. Mai lua din când în când trenul și venea și la... Așa. A fost directorul general la Secretariatul General pentru Românii de Pretutindeni, consilier la Ambasada României din Buenos Aires. Nu e rău. Acolo i-a primit gradul. Și la nu știu ce institut pentru Românii de Pretutindeni. Ei, acolo au primit al doilea grad. Da. Dom'le, ăștia sunt care duc cultura română. Revin mai departe. Revin în cazul de față. Pun punctul pe ei. Că mă... Dar nu, ăștia sunt intelectualii lui Ciolacu, al lui Ciucă și al lui Iohannis, de menționat. Am întrebat azi la PSD, băi PSD-știlor, e al vostru? Nu, e al PNL-știlor. Am întrebat la PNL, băi, al vostru? E complicat, băi, ce e complicat? Că cu votul vostru... Telespectatorii pe pistă false, nu trebuie să fii intelectual. Eu sunt intelectual, dacă mă puneți acolo, sunt mai prost decât el. Problema și în cazul lui și este lipsa de seriozitate. Uh-huh. Încă o dată, domnul, încă o dată, mă pregătesc înainte de a veni la această chestie. Mă duc la Lisabona. Asta vreau eu să subliniez, e o noutate ce am. Da. Nu faptul că e sau nu e și cu tare. Bă, mi s-a dat o funcție, da? Da. Nu că mă duc la examenul ăsta. Nu, încă o dată, o funcție. Bă, Lisabona, în primul rând că trebuie să știu ce, pe cuvânt, dacă... Două săptămâni nu eram doctor. În Lisabona, în ICR, în ce face, știam și unii toalete. Adică, nu știu, dacă când mă duc la serviciu, problema el, ei și ea și el, sunt convinși că n-au nevoie. Asta este grav. Da. Domnul, eu dau dreptul cui? Cum? Acum, dacă, repede, dacă mă trimiteți pe mine, sunt și mai prost decât el, că nu mă pricep să administrez. Deci, ce trebuie să administrez? Problema că el habar n-avea de nume. Putea spune, da, domnule, să vedeți, acolo a fost publicat cu tare, cu tare. Eu cred că ar mai trebui publicat cu tare, sau nu. Adică, din ce spune el, n-avea scris în față nimic. Nu. Păi, dar nu înțelege siguranța cu care oamenii ăștia se duc fără nicio rușine. Adică, bă, mă gândesc acolo, că mă întreabă niște oameni. Eu, dacă m-ar invita la o comisie de asta despre presă, și cu o temă mă pregătesc, chiar dacă mă duc la niște... Dacă e în serios, da. Dar n-are cum. Asta este. Așa, în paranteză fie spus, am citit acum semnale de alarmă că inteligența artificială poate să realizeze texte de publicat în presa noastră. Stimați telespectatori, să dea Dumnezeu ca inteligența artificială să facă texte din acestea pe care, de regulă, când le citiți pe inteligența artificială, veți descoperi că sunt la fel cu cele scrise și semnate de coțofene, de fătuci, de pricolici, de pițifenici în presa română. Dar, deci, da, să dea Dumnezeu ca inteligența artificială să se dezvolte atât de mult încât să scrie acest, pentru că textele făcute de inteligența de presă seamănă ca două picături de apă cu textele scrise de jurnaliștii de acum. Stimați telespectatori, inteligența artificială nu va reuși niciodată să scrie o tabletă ca Arghezi, un articol ca Eminescu, poate chiar o tabletă ca mine, un reportaj ca Cornel Nistorescu. Nu are cum. Deci dacă se dea Dumnezeu să se dezvolte inteligența artificială, ia să ia locul acestor jurnaliști și să rămână jurnaliști de mare talent. Inteligența artificială nu va putea să scrie niciodată un articol precum Arghezi, un articol precum Rebreanu. Nu, nu are cum. Ea face exact ceea ce fac jurnaliștii de acum. Combină cu tare, cu tare, la acolo, fără metaforă, fără nimic. Bun. Astăzi, în seara asta, așa și sunt în costum, l-am avut ca invitat pe domnul Ionuț Rusu, viceprimarul Constanței, viceprimarul PNL în Constanței, și chiar la începutul emisiunii am discutat, domnul Ionuț Rusu, printre altele, a fost înainte de a intra în politică mai mulți ani ofițer de punte, a terminat Universitatea Maritimă de la Constanța, ca și doamna
decada, el a fost, adică a fost ofițer de punte pe foarte multe echipaje, nave străine. Cred că a fost, am înțeles, 98-2004. Și după asta a făcut o firmă, despre asta am discutat în interviu, senzațională, adică în Constanța sunt marinari, navigatori, care cu brevet, da? Și ei se angajează la diferite, pe diferite echipaje, pe diferite nave, pe, nu știu, 4-5 luni, da? Ei, relația, angajarea lor, deci relația dintre armator care face echipajul și marinarul care stă acasă, navigatorul, este făcută de o firmă a domnului Ionuț Roșu, care e foarte importantă pentru că el ia legătura, zice, nava cu tare care va merge în Panama, nu știu care, are nevoie pe 6 luni de un ofițer de punte și are cu bazele date la firma domnului Israel, sună pe X, Ion Cristoie, bă, ai vrea să mergi? Da, mă, merg. Prețul, banii sunt așa. Foarte interesant. Deci, în consecință, am discutat la început despre Constanța din punct de vedere al marinarilor și familiile marinari care trăiesc în acest oraș. Ia să vedem. Da. Da. Cam cât lucrează în portul Constanța? Păi sunt câteva mii bune. Da? Da, 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 da. E o platformă unde, ca să fiu mai clar, nu cred că există o familie în orașul Constanța care să nu aibă pe cineva care lucrează în port sau pe navă, să aibă legătură cu marea. Noi suntem legați umbilical cu marea. Da, am văzut că la un moment dat, chiar în campanie, spuneați ceva de o preocupare pentru marinari. Deci, cei care sunt legați într-un fel de mare, sunt mulți în Constanța? În Constanța suntem peste 30.000 de navigatori. Asta înseamnă 30.000 de navigatori care înseamnă că au o soție sau o prietenă, un copil sau doi copii care au o mamă, un tată de care trebuie să aibă grijă. De asta vă spun că, practic, navigatorii sunt plămânul Constanței. De navigatorul ce înseamnă? Marinar, să zic, păi, e greșit. Marinar. Bun. Și de ce vă spun eu navigator? Că vă spun în general, marinar este o funcție. Că deci ești marinar. Navigator, da. Am înțeles și dumneavoastră asta. Deci navigatorul ce termină ca să ajungă navigator? Ca să fie un navigator brevetat, adică să fie ofițer. Am văzut în interviul de data noastră expresia brevetat sau nebrevetat. Brevetat este cel care are un brevet de ofițer, că este punte sau mașină sau electrician, trebuie să facă facultatea pe care am terminat-o și eu, sau nebrevetat este îndeajuns să facă liceu și să facă niște cursuri la Centrul de Perfecționare a Personalului Maritim și de acolo este cu un brevet de marinar, un brevet de nostrom, șeful de echipaj al marinarilor, de motorist, de sudor. Și atunci el este unul nebrevetat, fără facultate. În al doilea mandat, Traian Băsescu spunea că își renoiește brevetul. Îl renoiești? Cum e? Da, la 5 ani se renoiește brevetul. Adică dai din nou examen ca la șofer sau cum? Primul rând trebuie să faci cursurile obligatorii acestea IMO, STCV. Și dacă, ca să-l renoiești. Ca să-l renoiești, trebuie să-ți renoiești, da, cursurile ca să ai o legătură în continuare. Am înțeles, cu marea. Da? Și bineînțeles, dacă în cei 5 ani tu nu navigi, nu ești pe mare, astfel încât să arăți autorității navale române că tu încă ai navigat, că înțelegi ce este marea, că, mă rog, ai exercițiul navigatului, trebuie să redai examenele. V-am spus așa. Deci ați văzut, domnule, cu bărbuțe. Bun. Domnul Ionuț Rusu a fost ofițer de punte și mi-a adus cadou din colecția domniei sale, un binoclu de ofițer de punte. Da? Uite aici, un binoclu de ofițer de punte, da? Ah, stai. O secundă, că nu mă mai... Așa. Iată aici. Mă uit la noastră, ia să spunem așa. Deci sunt pe punte, mi-a explicat că
Asta e binocul de ofițer de punte și ofițerul de pe punte. Ofițerul de punte se uită așa și vede la kilometri distanță țărmurile, dar nu are voie să pună mâna pe binocul comandantului. Deci eu nu-i acum, adică al lui Băsescu. Ia să vedem așa. Nu văd nimic, văd niște linii. Am înțeles că ar trebui să fie ecranul ăsta ar trebui să fie undeva la câțiva kilometri. Da. V-am arătat, i-am uitat aici, Ion Cristoi uitându-se prin binoclu. Da, acum vine știrea. Nu e orice binoclu. Este un binoclu rusesc. Ia uitați-vă aici, uitați-vă aici. Oh, aleu! Aleu! Deci, există o preocupare la ora actuală în România ale unor păduchi. Nu știu, am înțeles tot felul de asociații de presă să ne dovedească pe mulți de noi că suntem oamenii rușilor. N-are niciun rost să se mai documenteze, pentru că, iată, eu, Ion Cristoiu, mă uit la dumneavoastră, aleu, printr-un binoclu rusesc, care e rusesc, nu ucrainean, nu american, binoclu rusesc, și evident că nu pot să văd decât pe Putin, că de-aia sunt omul Putin. Doamne, nu credeam că trăiesc după Ceaușescu vremuri ale prostiei, tăcăloșiei, păduchelnițăriei ca acum. Te repet, ce cum să spun? Nu știu, am înțeles că a trimis o, nu știu, o asociație, nu știu, de investigație la Cristoiu Blog.ro, întrebări de genul ăsta. Suntem plătiți de ruși? Dar, mă rog, am dat un exemplu. De la ora actuală, o armată de păduchi, de nemernici, de impotenți, de pițifelnici, din presă, trăiesc din facerea, alcătuirea de liste, așa cum a fost și în pandemie, când se făceau liste și era ale celor care sunt antivacciniști și cu tare, și noi nu eram antivacciniști, nu m-am vaccinat, nu m-am întrebat, liste de proruși. Foarte primejdios și penal este faptul că și lista aia care a fost dată amărâtului ăla de la Bacău sau ce era el, ale penalului, patronată de penalul Sorin Bocancea, penal, rector penal, și aia și asta care, și astea care se fac acum și o să apară, sunt niște acuzații grave penale. Pentru că poți să spui că, nu știu, eu un Cristoiu, nu știu, simpatizează cu rușii, că nu știu, i-a plăcut ceva. Dacă să spui că noi scriem așa cum scriem, ne îndoim, păi eu mă îndoiesc, eu nu am nicio încredere în Vladimir. Om Putin nu mă interesează, e agresor. Dar n-am nicio încredere în eroul zilei Volodymyr Zelensky, care a descoperit acum corupție. N-am. Și ca dovadă că s-a dovedit chiar el, spune că. Bun, hai să revenim. Deci, aveți proba, cei care vreți să mă treceți pe liste că sunt cu pro-rus. Am dat un exemplu mai înainte, m-am uitat, am acceptat și acum un cadou, e de fapt de colecție, și m-am uitat la dumneavoastră printr-un binoclu rusesc. E ofițer de punte. Bun. Și acum să ajungem, am discutat cu domnul, ca viceprimar, cu domnul Ionuț Rusu, o chestiune fundamentală a României, pe care am mai discutat-o și cu alți primari și viceprimari, și anume faptul că în marile orașe și aproape în toate localitățile există un balamuc în ceea ce privește proprietatea. Adică și în București nu se știe ce e proprietatea, care sunt imobilele, care sunt instituțiile proprietății ale primării. În Constanța o să vedeți ce spune domnul
Ionuț Rusu, chiar dacă nu se vede că au fost cei din regie, au pus niște imagini din Constanța. Deci, ai așa, nu știu, teatru, clădirea teatrului e în subordinea Consiliului, nu, primării. Trupa teatrului e în subordinea Consiliului Județean. Repertoriul teatrului la Ministerul Culturii nu există. Deci undeva trebuie făcut acum o lege, dacă ăștia ar fi serioși de la putere, care să descentralizeze. N-are niciun rost ca Ministerul Sporturilor să aibă baze în orașe, pentru că până la urmă omul înjură pe primarul localității respective. Ia să vedem această întrebare și acest răspuns și ia să vedem. Nu este aceeași problemă. Deci avem așa, proprietatea primăriei, că trebuie să o stabiliți acum, n-a stabilit ce are primăria precis, sunt proprietăți sau coordonări ale unor instituții de la nivel central, nu-i așa? Bineînțeles. Bineînțeles. Și am văzut că ceva la parcul copiilor sau la ce, nu la un club sportiv sau cam așa ceva vă preocupați păi să la clubul, luați. Da. Constanța este unul dintre cele mai proaste exemple care ar trebui date tuturor în țară. Sunt 9, sunt 7 baze sportive, dar 9 că mai este hotelul sport de. Și restaurant sport. Dar sunt baze sportive ale Ministerului Sportului și ei sunt cei mai avansați la descentralizare, astfel încât să le dea UAT-urilor. Noi am chiar săptămâna asta, domnul ministru a semnat de la Ministerul Sportului și a trimis către Ministerul Dezvoltării aceste baze sportive. Terenul de rugby, sala sporturilor, am zis sala sporturilor, mai este o altă mare sală în Constanța, două baze dezafectate. Acolo unde se face la noi polivalenta este un mare teren de rugby, pe care am făcut și eu rugby și nu mai este acolo, își duce lumea câinii la plimbat. Dar deci vreau să pledați ca la nivelul întregii țări să aibă loc o descentralizare, să ia cât mai mult primăriile? 100% da. Primăriile, pentru că în cazul de față Ministerul Sportului nu are suficient de mulți bani să investească în aceste baze. La cultură ce ar trebui să ia, să luați dumneavoastră? Teatrele sunt la cine? La Ministerul Culturii? Adică mi se pare o nebunie aici, nu este să stabilim. Ca să vedeți, teatrul de stat, clădirea este a noastră a primăriei, da. Consiliul Județean plătește trupa, la teatrul de opere și balet Oleg Danovski, clădirea este a primăriei, dar trupa o plătește Ministerul Culturii. Stați un pic, o nebunie, nu se poate reglementa la nivel central asta. Trebuie ce trebuie, o lege? A descentralizării. Uitați cum face Ministerul Sportului. Sunt cei mai avansați în descentralizare. Ei au spus, bă, noi facem strategii. Da, normal. Noi facem strategii și noi vrem câteva centre de excelență, Constanța va fi unul dintre ele, unde noi să facem centre de excelență olimpice și acolo să aducem cei mai buni pe care să-i creștem. Noi investim bani în cei mai buni. Așa este firesc. Treaba voastră, voi faceți la nivel micro, noi venim cu strategii și dăm la nivel macro. Mi se pare mai mult decât în regulă. Uitați, noi avem un bun exemplu, Palatul Copiilor, pe care și la dumneavoastră aici în, da. Unde și la dumneavoastră aici în București aveți o problemă. La noi, Palatul Copiilor, ne străduim, cel puțin noi de când am venit aici, din prima zi, nu să-l luăm la noi. Am zis, bine, nu, ne-l dați conform de legii învățământului. Al Ministerului Învățământului. Păi ce treabă are Palatul de... Bun, și ar vrea să luați dumneavoastră. Primul. Am zis, pentru că noi avem experiența pe care o avem din administrațiile anterioare, ca să nu credeți că noi vrem să facem blocuri acolo, că e în centrul orașului, vrem altceva. Nu ne-l dați în proprietate, nu ne-l dați în administrare. Vrem să facem un protocol cu dumneavoastră, să ne lăsați, să investim bani, pentru că în clipa de față este în paragină și este o șerpărie, nimic altceva. Da. Așadar, ați văzut, nu știu, și aici ca să încheie, vedeți dumneavoastră, când s-a format această coaliție contra naturii, PSD, PNL, UDMR, sub măreața conducerea lui Klaus Iohannis, eu am spus așa, băi, bine, pentru că chiar dacă nu vom avea o opoziție, chiar dacă ăsta,
avem o majoritate zdrobitoare în Parlament care poate să facă legi fundamentale pentru țară, să modifice Constituția și să descentralizeze țara. Stimați telespectatori, n-au făcut nimic până acum. Uitați și câte legi avem nevoie. Avem nevoie de o lege care să facă megapolisurile. Ați văzut, la Buzău, domnul primar n-a reușit să facă pentru că a căzut referendumul. Adică avem și Clujul, și Bucureștiul, și toate, și Târgu Mureșul, și alte orașe sunt înconjurate de sate care sunt sate dormitor. Oamenii muncesc, dorm acasă și mănâncă și vin în București sau vin în Cluj. Trebuie reglementată această situație. Cum a fost. Și mai ales ce spunea și acum și domnul Turusu, trebuie ca la o descentralizare de la nivel central, ministerele, instituțiile centrale, să descentralizeze, să dea pe mâna primăriilor principalele instituțiile de cultură, de sport, sociale din cadrul localității respective, să răspundă numai primarul, ministerul, la centru, să fie parcă politici. N-au făcut nici asta. Și asta o să moară nimeni nostru. Eu oricum am semnalat-o și a fost una din marile mele preocupări în legătură cu administrația locală. Mulțumesc, la revedere!